Salutare toată lumea, numele meu este X-Later și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale. Știu că nu vă place la tot seria asta, dar am zis să deschidem și noi acest League Season Ended. Rafaele s-a încheiat sezonul și mi-a dat un draft chest. Nu uitați să rupeți și voi butonul de like că vreți să ne reapucăm de seria de Clash Royale. Hai să vedem, Rafaele, avem și o ofertă aici, nu știu despre ce este vorba. Și eram și eu într-un clan, Rafaele, a zis să ia tălbărea cu afară. Pe ăsta a dat și afară din clan, a rămas și fără clan. Așa că, haide să vedem cine mă primește la el în clan Rafaele. Vedem dacă apucăm legendară măcar. Hai să alegem bulgarii, că colecționăm bulgari de zăpadă acum. Asta e nou trend și porci. Wow, legendară! Ce, ce, de ce Rafaele mi-a dat legendară? Să mă apuc nou de joc, nu? Da, să te întorci. Ia să vedem ce legendară îmi dă Super Senia. Oh, bune ea. E bună asta, fac la ce la levelul următor. Mi-a dat legendară Rafaele și avem și o ofertă specială. Pentru doar 50 de lei, două oferte din astea. Bă, e bună oferta. Ai ce să zici, Rafaele? Așa că dacă strângem 10.000 de like-uri, o să luăm oferta asta, băieți. Cât mai avem? Mai avem două zile. Avem timp berechet. Ce spui, Rafaele, de oferta asta? Ți se pare ok? Da. 1.000.000 gold, mă? E 100.000. Bă, dacă era 1.000.000, o cumpăram chiar acum. Vedește, adică făceam prăpăt, făceam level 13. Așa că haideți să vedem ce mai putem să cumpărăm. O să cumpărăm chestia asta. Zici tu, Rafaele, mai vreți ce știu. Și avem challenge, Rafaele, fii atent. Arena 4, arena 5, arena 6. Asta e free entry. Ce challenge-uri sunt, Rafaele, astea? Să joci cu deck-urile astea, nu? Nici nu știu. Get 3 wins, un loc arena 5. Păi complet arena 4. Ca să, câștig 3 astea în arena 7. Dar joc cu oameni de arena 7? Asta e întrebarea. Ok, băieți, haide să vedem și noi. Desculpanos, mas, desidimos, expulzar, vose, duclan. Deci m-a dat afară ăștia, Rafaele. Ai înțeles? M-a scos ăștia afară, așa că hai să luăm și noi un deck pe aici. Am văzut unul cu range, ceva frumos. Însă nu mi se potrivește. Ceva cu porci și cu bulgare vreau, Rafaele. Să avem două cărți. Șmechere, vrei și tu? Ceva cu porci. Da. Primul deck cu porci îl iau. Porci. Porci. Există deck cu porci? Nu joacă nimeni porci, Rafaele. Ce cărți bune adaugă Supercell? Vezi? Hai să jucăm ăsta. Fii atent că e deck-ul meu cu Morușanu mai de mult. Mai ții minte? Primul meu meci pe ziua de astăzi. Jucăm cu domnul Apollo. Bine, am mai jucat unul și l-am pierdut. Hai să vedem, Rafaele. Hai să-i trimitem pe ăștia cu bâtele. De ce level erau ăștia, mă, că nu știu. Deja mi-a dat și contra la ei. E level 10, îl bat sau nu? Eu știu. Wow, câte cărți a pus acolo, să fie sigur că nu trec ăia. Doi, mă! Hai să vedem, are lieci că o să-i dau asta. Nu știu dacă se merită, nu mai se merită să mai dau nimic. Eram sigur că are lieci cu hog. Dar acum să n-aibă ceva, flacără, lightning. Nu mi-ar conveni deloc să aibă. N-ar fi corect. Așa te vreau, zapul meu. E ăla care l-am avut, dar mai ții minte? Opa. Pe că ăla nu e prea fericit, Rafaele, și o să distrugă turnul, spun eu. Opa. Păi dă la pui mă tu acolo. Mai pune mă pompiță, Rafaele, de ce nu, nu? Da. Pune mă pompă ea. Așteptăm și cu zapul pe ea. Ah, păi ce face cu pompele alea? Ce face băiatul meu cu pompele? Aoleu, ăsta o să dea în el. A, nu, nu ajunge, nu, nu. S-a terminat șmecheria, Rafaele, vine Moroșianu. Are liliecii? Unde sunt liliecii? Opa!
Hopa, iată ce bate aia Rafael acolo. Iată, pe caia pe dreapta nu o văzut, cred că nu? Nu vede pe cuța aia care dă cu toporul. Care dă cu săpiuța. Nu o vede deloc. Nu a văzut topa aia, uită, nu mai are elixir, bă, păi normal că am pom, am 10 pompe. La dragoni acolo. Deci am răgădăm bulgărele. 6. Cât dă sta pe turn? 96 area și 34 crab. De ce aș folosi bulgărele ăsta? Rafaele, explică-mi și mie. De ce aș folosi, când aș putea folosi zapul, care are 210 și 74? De ce ai folosit bulgărele ăla? Nu știu. Poate îmi dați voi răspunsul. Hai să jucăm un meci în arena cu el. Habar n-am ce deck e asta. Nu pare pal. Ce înseamnă Rafael asta? Hai să vedem. Trebuia să pun golemul ăla, dar dacă dă două lovituri, perfect. Două lovituri, Rafaele. Vezi, mă, de ce să folosești bulgărele? Da, nu știu. Yes, de-aia se folosește bulgărele. Ca să fie free win-uri. Iată, trimite și culemul ăsta să tancheze pentru ei mici. Ăsta să tragă și el că fraierul în turn. Iată, asta e bulgărele. Hop, ai dat cu bulgărele. Ai câștigat meciul, vezi, de-aia. Oh, stai că a început ăsta să joace, ești nebun. Ăsta chiar crede că mi-a mă bate, dacă mă bate acum mă las de joc ăsta, Rafaele. Ia. Yeah. E că-l protejezi pe ăla, că le-ai... Bă, de ce dă în ăla? Bă, dar nu trasă ăla, dă, mă doru capul. Ăsta chiar crede că o să mai facă ceva. Așa, hai că punem așa. Ăla o să le dea slow și o să rămână mai mult în poison. Mamă, stai că mă bate ăsta, ești nebun? Stai cu minte, hello. E nebun ăsta, mă. Pune prințesa în spate de tot. Nici nu știu dacă o omor pe prințesă. Nu o omor, ești nebun? Bă, dar câte chestii pune ăsta, ești nebun? Vreau să mă bat ăsta, e nebun la cap. Pune tuciu dacă pun asta, așa că o să pun asta, că o să punem barbarii. Tocmai ce vorbeam, Rafaele, cu tine. Despre acest capitol. O să iei un tur, dar ce o să te mai faci, că vin multe unități aici. Tuciu. Mamă, cum trage ăla din spate, îl iubesc. Nu-l atinge pe ăla, nu-l atinge, nu-l atinge. Oh, uite că dădea până în turn. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Mamă, ce mult traveliu mi-a dat aici. Mai să nimeresc eu. Iată ce face ăla. Hold on, zice el, Rafaele. Opa. N-a zis prea bine hold on, Rafaele ăla. O să-mi pune barbarii la mijloc. Vrei să vezi că e în stare de asta? Dacă dă ăsta o lovitură, s-a terminat. Gata. 6-6-6, ai văzut acolo. Ok, l-am bătut. Nu prea e bun bulgărele ăla, l-am folosit doar o dată. E OP sau nu? E degeaba. Deja despre de meci? Fucking far, Rafaele, lasă-mă. Dacă mai dă o dată o contră. Mor, frate, hai, frate, mai și faci flame după ce ai 10.000 de contrei. Aoleo, nu și ăsta are execuțiune și tornadă. Ok, hai să vedem, Rafaele. Aruncă ăla cu toporișca. Mai are și Peca. Că de ce nu, Rafaele?
Ok, am atras. Pe că ăla nu știe ce să facă. Mamă, ce bine am jucat acolo. Tu ai observat cum am jucat acolo. Iată că o să-i fac o schemă aici. N-am știu dacă merge, să vedem dacă pune ceva. Nu, 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 vine, vine spre turn. Trebuie să-l dau în spate. N-am ce să mai fac. Sunt triggered, sunt triggered. Cât bubuie, mă? 1000? Bravo, bă. Bă, ești bun, mă. Bă, când e cineva bun, îi spun Rafaele. Ok, am înțeles. Hai să mai pornim încă un atac. Vedem despre ce este vorba. Decât de aici de spate. Și pleacă și el de spate, Rafaele, înțelegi? Dar el are tornada, asta nu-mi place la el. Avea ceva care să oprească asta? Cred că ar fi bine să pregătești ceva forțone aici, Rafaele. Știi ce aia forțone? Păi dracu cu minte. Ai dat și zap și flacăra și tot nu l-ai distrus pe ăla. Top, e Dumnezeu! Nu, nu, nu! Top, top, top! E Dumnezeu, pă! Fii atent aici, Dumnezeu! Oh my god. Doamne, doamne, se zice. E Dumnezeu. What? Wow. Cred că s-a supărat. Și arată Marius degetele, bă. Asta da meci de final, Rafaele, deci. Joacă Marius de jumătate de oră aici. Da, asta mi-a plăcut. Se bate cu matchmaking-ul la Supercell. Ok. Cam atât și cu acest episod, eu am fost Xlader, nu uita să rupeți butonul de like dacă mai doriți episoade de acest gen, la revedere!